Doamna președintă, dacă puteți să ne spuneți, cum vedeți rezultatele pe primele 3 luni ale pieței românești de asigurări? Eu cred că evoluția pieței de asigurări pe primele 3 luni ale acestui an este pozitivă. Și îmi argumentez cele spuse, având în vedere că rezultatele la răspundere civilă auto sau măsurile pe care societățile de asigurare care sunt autorizate să vândă răspundere civilă auto au găsit de cuviință și au și făcut-o să păstreze gradul de cuprindere în asigurare prin reducerea tariferelor la posibilitatea de cumpărare a populației din România și, de fapt, creșterea primelor brute subscrise în primul trimestru al acestui an comparativ cu anul trecut se regăsește în scăderile de la răspundere civilă auto. Dacă tarifele la răspundere civilă auto ar fi fost cele de anul trecut, practic n-am fi avut nicio scădere la sfârșitul acestui trimestru. Dar este un fapt pozitiv. Te-am spune că în primele 3 luni vedem o revigorare a activității pe piața asigurărilor? Da. Da, pentru că o să vedeți și în prezentarea mea, sunt alte clase de asigurare care au avut o creștere spectaculoasă în primul trimestru al acestui an și, bineînțeles, societățile de asigurare, având în vedere că leasing-ul încă nu s-a așezat, ele trebuie să găsească alte segmente pentru a-și realiza bugetele pe care și le-au propus. Ce evoluție anticipați pentru acest an, pentru piața românească? Probabil că nu va fi o creștere nici în acest an, că ponderea în continuare în prime brute subscrise o dețin asigurările din răspundere civilă auto, dar nici o descreștere foarte mare. Eu sunt convinsă că până la sfârșitul acestui an s-ar putea ca rezultatele să fie la nivelul anului 2010. În ceea ce privește modificările pe care le putem aștepta din partea CSA pentru acest an? Întâi și întâi, pregătirea profesională, care este o prioritate și poate a fost lăsată până acum un pic mai pe locul 2, dar deja vine în forță și aici ne implicăm foarte mult, de altfel am și mai modificat puțin normele pe care deja le emisesem anul trecut. După aceea am mai intervenit pe managementul riscului, iarăși un segment foarte important pe care societățile analizează și eu consider că acolo societățile trebuie să analizeze cu mai multă atenție lucrurile și nu în ultimul rând, bineînțeles, Solvency II, care vrem sau nu vrem, evoluția lui este firească și va intra în vigoare.